Deci, Radu, o să lucrăm și cu fața încolo și față în față. Doar exerciții pentru a avea un pic mobilitate. Bine? Da. No, pune-te în fund de tâi și plecăm ca și încălzire, la început de tot, cu mișcarea asta ca de fluture. Ți-ai prins vârfurile? Bun, și scutură genunchi, uite așa. Trebuie să-ți fac un pic de loc. No, trebuie să faci așa, când o să ai tu nevoie să vezi videoclipul ăsta, un minut. Asta e ca o fermă așa de ușoară pregătire pentru întinderile care le faci. Nu sunt ușoare, nu sunt plăcute. Bun, de aici, fiind de picioare față, trebuie să te apleci de 10 ori până la vârfuri. Dar uite, na, nu așa rapid. Uite-ți la mine, ia-ți aer, expiră și prinde. Eliberează. Nu pot să prind. Pe cândva, când o să fii mai flexibil, făcând tot timpul astea, o să ajungi la călcâie așa cum ajungă de plăcere. 2, hai. Nu te lăsa așa mult pe spate. 3. Așa, hai. Și încearcă să te prinzi acum doar de un singur vârf. Și ține acolo. Zică cu timp. Privire la genunchi, capul spre genunchi. Pune amândouă palmele pe picior. Amândouă palmele și mâna stângă. Așa. Ok, cât poți de mult? Stop, te muți pe celălalt picior. L-ai prins? Ține. Și lasă, deja avem 2 din 10. Hai, 5 pe fiecare picior o să face. Piciorul stâng îl ducem cât mai în față, într-o fandare, celălalt picior. Bun, te duci și înaintezi pe el. Așa, te lași pe el cât poți de tare. Și acum pui amândouă palmele, uite aici jos pe lângă tine. Așa. Și o să încerci de 10 ori, uite-te la mine, să îl ridici pe ăla din spate, să-l lași jos. Să-l înveți cât poți de tare, jos. 1, hai, cu mine, sus, 2, sus, 3, sus, 4, 5, rezistă. 6, 7, 8, dreaptă la maxim, 9 și ultimul, 10. Ușor, stop. Acum, continuăm. Te lași jos pe coate și rămâi acolo 10 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și pe 1 te ridici. De aici pui palmele pe genunchi și pleci ușor în spate. Nu știi ce mă întins aici de mult, te zici că ți-e rupt tot. N-ar trebui să simți chiar că se rupe tot, dar o întindere trebuie să simți. Hai, ce la picior, drept. Și înaintează pe el. Bravo, pune palmele jos. Și acum 10 ridicări din picioarul celălalt. Repetă după mine. Călcâie, 1, vârful 2, dar mai spre exterior. Așa, călcâie 3, vârful 4 și îndrepti picioarele să fie îndrepte între ele cu 5. Și de aici 10 genuflexiuni așa ca mine. 1, perfect. Hai. 2, ține spatele drept. 3, hai. Poate muți de pe un picior pe celălalt, de la mine. Așa, fie că poți să pui amândouă mâinile pe genunchi, fie că stai acolo. Dar eu nu mă mișc acolo. Mi-e stau tălpile așa. Da. Înțelegi? Picioarele să fie paralele de pe aceeași linie. Când vezi că ți alunecă, te mai întorci un pic înapoi. Dar să nu mai întorci, nu știu cum, piciorul. Stai așa pe ele. Și doar te apleci lateral. Eu știu de ce faci asta. Zic, la tine spui că ți-e ușor să întorci un picior așa. Hai. Faci cum poți, dar trebuie să te uiți la mine cum fac și eu. Nu fii atent. Din poziția asta, pune palmele pe jos, du-te un pic mai încolo. Așa, de aici vreau să ridici în lateral cât poți de mult piciorul. Dar fără să-ți întorci coloana. Vezi, eu stau cu privirea aici. Din abdomen, uite. E undeva de aici, de pe lateral, de pe din shoulder, trebuie să o simți, vezi? Așa. De doar abdomen. Și schimbi, de doar abdomenul. N-ai voie să de la domeniu. Hai! Dar abdomenul nu mă doare nimic. Adică nu simt întinderea. Eu cum? Că eu o simt. Nu simt, uite pe aici, ia pe piciorul. Pe aici și pe aici. Ridică mai sus.
Tu poate ești mai flexibil decât mine. Dar simți cum se încordează mușchiul ăsta? Da. No, perfect, ai văzut? Ăla te ajută pe tine să hrănești picioarele când vrei tu. Hai! Ăștia dintre picioare trebuie să fie flexibili și aia de pe exterior trebuie să fie puternici. Hai! Așa, ține minte. Unde doare? La fund? Doar la mușchi. La mușchi aia. Perfect. Ultima. Bun, acum ai provocarea cea mai mare. Mai mult spațiu între mine și tine. Piciorul ăsta ține-l așa în exterior. Încercă să-l ridic sus. No, vezi ce flexibil ești față de mine. Bravo! Hai, de 10 ori pe fiecare picior. 2. Păi, fac crampe. Oh, oh, oh. E foarte eficient ăsta. Hai, sus. 3. Da, fii atent. Nu trebuie să te lași într-o parte. Trebuie să stai fix și doar să ridici piciorul. 4. Hai, continuă. 5. Eu nu mai pot mai multe. Dacă ești mai puternic, pot mai mult. Hai, 6. Simți cum se încordează mușchii ăștia? Nu. Cum? Hai, sus. 7. Ține mâinile drepte. 8. Păi vine un doar mână. Hai, hai, Radu. 9. Și încă una. 10. Stop, pune piciorul aproape. Nu doare frică, că mă doare talpa. Doare talpa cu trântezi jos. Hai, acum vină aproape de mine. Vină aproape de mine acum. Și scoate piciorul. Da, tu l-ai făcut fix. Ok, bine. Așa. Pe ăsta facem. Ridici cât poți de sus. Bine, 2, 3 și... Nu, eu când te trag acum, tu nu mai lăsa genunchii să ridice. Dacă înseamnă că de aici, acolo, genunchii trebuie să ridică, ar trebui să te țin aici. Nu să nu te mai trag mai mult. Mă mai bun. Pe dacă vreau să te trag mai tare, tu genunchii tăi ți-i ridici. Nu vreau asta. Dacă nu mă trage de mine, nu. Nu eu sunt cu scopul ăsta aici, tu ești ăla. Te las să te relaxezi un pic, ia-ți aer. Dar nu mai prinde, mă relaxez. Hai, ia-ți aer, expiră și lasă-mă să te trag ușor. Expiră. Ia-ți aer. Expiră și lasă-mă să te trag ușor. Ia-ți aer. Știu că vrei să mă întingi pe mine, o să ai ocazia și tu. Acum tu ești scopul nostru. Hai, încă 3 trebuie să-mi stragi. Ține că dacă... Hai că am încredere în mine. Tu ai în mine încredere? Da. Ai zis da sau da? Da. Așa. Te doare? Un pic. Un pic? Dar... atins. Aici da, dar aici mai am un pic. Pot să fac așa unde când are. Hai. Gata, ușor. Nu, hai bine, mai să te spui ceva. Trebuie să te lași. Nu vreau să iei doar abdomen. Hai pe spate, să cauți un zid, să te duci cu fundul foarte aproape de zid. Hai, așa ca urmă. Da, da, unde n-a spus că e ușor. Hai că am ajuns. Hai, pune să simți fundulețul pe zid. De aici, trebuie să ții picioarele la dreptate, dar sparg loc imediat. Și uite așa trebuie să stai. Mult și bine. Hai. Perfect. Vezi ce diferență uriașă între mine și tine. No, acum trebuie să lași doar gravitația sau greutatea picioarelor tale și tu să rămâi acolo să stai așa de plăcere. Să simți că întinderea asta nu te mai supără cu nimic. Dar ține genunchii cât mai drepți. Așa, împinge. Mai? Ai plecat de la zid? Ești cu fundulețul aproape? Da. Bun, ține genunchii drepți. Trebuie. Vezi, eu sunt aproape lipit. Hai, întinde picioarele, întinde genunchii. Uite, aduc picioarele înapoi sus. Hai. Ține genunchii drepți. Așa, și acum cu ei așa. Hai, pleacă. Dar nu-i fă așa la final. Că la asta mă refer, să stai cu ei întinși. Că să simți câte mușchi ăștia un pic încordați. Ok? Hai, încordează mușchii ăștia, să ții genunchii drept. Văd că te chinui un pic. Bravo, hai, și rezistă acolo. Nu, așa stăm un minut, să știi. Și hai să scuturăm. Uai, ce flexibil sunt acolo. Simți o diferență? Uite, vezi că dai cu genunchi în pământ. Adică eu simt că acum șoldul meu este mai relaxat ca niciodată. Tu simți asta? Cu tine vorbesc, da. Stop. Linde picioarele. Scuturile așa acolo.
Gata, o primim de acolo.